Își amintea o excursie din Râmne cu Vâlcea la Vidin și Calafat, unde a văzut nave militare de transport, monumentul marinailor care au tras prima ghiulea a independenței țării și care toate au avut ca efect asupra minții sale de copil. Anul următor, într-o excursie la Constanța pe un soare îmbietor, când a văzut crucișătorul Elisabeta, care primea la bord pe prințul moștenitor. O plimbare cu barca în larg pe o briză de sud, ce aducea miresme dinspre Bosfor, a pus stăpânire pe el, încât n-a mai avut niciun motiv ca să scoată marina din sufletul lui. Și-a urmat destinul cu toate măriile și căderile sale, cu tot ceea ce a însemnat 16 ani de pușcărie politică. Este vorba de contraamiralul Horia Măcelariu. S-a născut în familia unui inginer silvic, modest din punct de vedere material, cu mulți copii, descendent, pe linie maternă, dintr-un neam de boieri din țara românească. A primit de la părinți o educație bazată pe valori morale și patriotice. Studiile le-a făcut la Pitești, iar cele liceale la Colegiul Național Mihai Viteazu din București, apoi la Paris. După o carieră fulminantă care l-a duce în vârful elitei marinei militare, fusese general al Ministerului Aerului și Marinei, este arestat în 4 noiembrie 1948 și trimis ca deținut politic la Aiud. Este implicat în procesul Marii Trădări Naționale, început la 27 octombrie 1948. Astăzi vom prezenta destinul dramatic al contraamiralului, descoperit din firele de arhivă tăinuite până în anul 1989. Între 28 octombrie și 2 noiembrie 1948 a avut loc cel mai mare proces politic după Cortina de Fier asupra Marii Finanțe. 12 persoane care nu se cunoșteau în totalitate între ei toți. Unii da, unii nu. Întrebarea mea, pentru ce a fost contraamiralul Horia Măcelariu acuzat? Amiralul Horia Măcelariu are un destin tulburător. În viața lui sunt diverse etape care au ținut de pregătire, de profesie, de misiunile pe care le-a avut de îndeplinit și, sigur, cele mai grele perioade, spune el, din viața lui au început la 23 august cu germanii, desprinderea, pe urmă problemele cu rușii care au intrat și așa mai departe. Dar, spre surpriza lui, a fost scos în martie 1945 din armată și s-a părut că nu e în regulă treaba asta. S-a atașat de Mișcarea Națională de Rezistență. În urma... Care s-a aflat sub conducerea majestății sale. Majestății sale. Păi aici este problema, de fapt. Generalul Aurel Aldea, care era un apropiat al regelui Mihai, l-a chemat și a spus: măi, ce faci? Uite, Maria sa întreabă de tine, și avem nevoie de un om la București. Și practic el se ocupă de această organizație a Bucureștiului, începe să cunoască oameni din lumea, să zic, civilă, pentru că viața lui a fost la Constanța, pe mare, nu? Și din foștii subordonați atrage o parte dintre ei la această mișcare națională.
Însă în momentul în care încep să-l urmărească, va intra în ilegalitate, ca să spun așa, aproape 22 de luni de zile. Bine, este legat și de bujoiul și de alți, de sumanele negre, deși el spune că nu a avut de-a face în situația asta. El își motivează în documentele pe care le-a scris în autobiografiile din temniță, cum le-am denumit eu în volumul pe care l-am publicat în 2016, că a văzut că poporul nu agrează guvernul dr. Petru Groza, că este nemulțumire, că nu este instaurat conform Constituției, că el, ca și militar, trebuie să-și urmeze comandantul suprem, ca să spun așa, pe regele Mihai. Și de-aia a ajuns în această situație. Și aceea, sigur, este datorită unui ofițer de aviație, este trădat și este arestat. Este arestat în 1948 și a început o anchetă care a durat în mai multe rânduri câte 90 de ore continuu. Se schimbau, veneau, deci a fost extraordinar de cumplit pentru el. Până la momentul arestării, el însă a fost condamnat odată la închisoare pe viață, fără să fi în contumacie, fără să fi participat, pentru că nu l-au prins, nu l-au găsit. Și practic, ancheta care se face acum este au încercat să stoarcă de la el tot ceea ce s-ar fi putut ca să-i prindă și pe alții, să-i aresteze, să știți cum au mers lucrurile în perioada aceea nefericită, și este din nou condamnat pe viață, două oară, și în cele din urmă, sigur, după o perioadă, îi se reduce pedeapsa la 25 de ani. Dar el nu a văzut dosarul decât foarte puțin. Iar i s-a spus să nu vorbească despre ce s-a întâmplat la Constanța cu navele românești luate de ruși, să nu vorbească absolut nimic despre anchetă, despre cum s-a desfășurat, despre toate aceste lucruri, încât, sigur că totul a mers foarte repede și a fost condamnat, dus la Aiud. La 26 ianuarie 1942 preia comanda escadrilei de distrugătoare, cea mai importantă unitate a forțelor navale maritime. Contraamiralul a condus cu succes în Marea Neagră forța maritimă în operațiuni de maximă importanță. Vârful acestor operațiuni l-a constituit evacuarea trupelor germane și române din Crimea, cunoscută sub numele de Operația 60.000. Condusă magistral, fără pierderi mari și oameni, în convoaiele românești, deși s-a executat în contact nemijlocit cu aviația sovietică. A făcut câteva pușcării importante. Doamna Hosu, omul acesta a rezistat și datorită faptului că a fost militar, avea o tărie deosebită, marea te îndârjește, te face să fii mai puternic, și sigur că a avut convingerea întotdeauna că este nevinovat, că el de fapt a lucrat, nu, pentru binele poporului român. Da, a fost închis la Aiud, o pușcărie cumplită și asta, inclusiv Crăciun. Știți că după 90 a povestit că era o secția asta în care a fost el, care era izolată, era cea mai grea, mai dificilă. Sunt descrieri ale celor care au trecut pe acolo.
așa, destul de dificile, adică condițiile au foarte grele, ei scoteau numai noaptea, nu se întâlneau între ei, nu puteau să vorbească, însă cea mai grea pușcărie a fost cea de la Râmnicu Sărat. Acum vă mărturisesc un lucru. Eu am făcut liceul la Râmnicu Sărat. Nu sunt din zonă, că sunt ardelean de felul meu, dar tatăl meu a fost ofițer. Noi știam că acolo este o pușcărie de hoți. Nu știam că acolo sunt închiși personalități foarte mari, Coposu, Mihalache și mulți alții. Am aflat despre lucrul acesta când am devenit student la Iași, la Facultatea de Istorie. Când mi-a spus un profesor de la Iași, ne-a spus la un seminar mai restrâns așa, că acolo a fost închis Mihalache. Atunci am început să mă dumiresc și eu de ce pușcăria asta era foarte bine păzită, așa, cutremurătoare. Am intrat în ea după 1900, prin 1966, era arhiva orașului acolo și vă dau cuvântul meu de onoare. În momentul când am intrat, m-am simțit foarte mic, așa și foarte, adică mi-a creat o stare din aceasta de... foarte greu de suportat, știți, acolo, în pușcăria aceasta, condiția era să nu se vorbească cu ei. Deci era unicelular, nu vorbeau cu ei nimic. 3-4 de celule? Da, exact. Erau scoși tot așa, numai noaptea. Sigur că situația asta te zdrobea dacă nu avea o anumită tărie și din când în când îi băteau. Asta Coposul, de exemplu, că ei mai reușeau să mai comunice prin semnale, prin morse, ăsta, iar la aici... Prin tuse. Exact, și prin tuse și, în sfârșit, la comunicarea asta, amiralul Horia Macedon era foarte priceput, că venea din armată și știa foarte bine lucrurile astea și la un moment dat transmite Coposul că Macelariu a fost bătut. Nu, nicio informație, niciun ziar, absolut nimic. Doamnă, când am citit toate lucrurile astea, vă dau cuvântul meu de onoare că m-am cutremurat, domne. Cum se poate așa ceva? În 1963 vine un ofițer de securitate la Râmnicu Sărat și stă de vorbă cu el. Domnule amiral, nu știu ce, ce știți cine conduce România? Și el îi spune așa, senin, cred că guvernul de la 46, adică al lui Petru Groza. Deci nu avea nici o informație, nu știa absolut nimic. În momentul în care, pentru că în 1963 încep să discute cu ei, să-i pregătească pentru ieșire, în momentul în care este dus la Gherla, pentru el a fost așa o eliberare, ceva extraordinar. Și ne lămurește Nicolae Steinhardt în jurnalul Fericirii, în care spune că a fost atât de bucuros că avea cu cine să vorbească, avea ce să facă. Și acolo le-a spus că pentru a supraviețui, pentru că erau subalimentați, a mâncat aproape toate paiele din saltea, ca să poată să supraviețuiască. Asta la Râmnicu Sărat. Da, la Râmnicu Sărat. Cea mai teribilă închisoare care s-a făcut. Sigur, știți foarte bine, la Pitești a fost un experiment și aici a fost un experiment pe faptul că nu se vorbea cu el. Deținutul Coposu a trebuit să reia, să învețe. 8 ani n-a vorbit cu nimeni. Exact, exact, exact. Așa s-a întâmplat și cu el. A fost așa o mică situație. La un moment dat i s-a adus în celulă un fost colonel, Stere Marinescu, n-a stat mult, dar sigur că probabil a fost un moment mai relaxant și pentru el, că avea cu cine să vorbească. Se vor reîntâlni la Gherla, pentru că și la Gherla a fost în continuare supravegheat să vadă ce vorbește, ce spune și erau destui informatori acolo. Și s-a propus să scrie o biografie, să scrie. A scris el ceva în martie 1964, o autobiografie, se dorea ceva mai mult de la el. Și atunci Stere Marinescu ăsta, care era informator, a fost
prelucrat de ofițerul de securitate care se răspundea de ei și să-l facă pe el să scrie... Să scrie trei variante. Da, da, da. A fost... și când am dat peste acest document, și acum am emoții, l-am rugat pe cercetătorul Silviu Moldovan de la CNSAS să tatoneze pe acolo puțin, să vadă ce documente sunt de la Horia Macelariu, că mă interesa în mod deosebit. Și mă interesa în mod deosebit dosarele de la ceea ce s-a numit informativ. Da. Vezi? Nu penalul, că de penal știam deja ce se găsește acolo. E bine, când mi s-a adus acest dosar la CNSAS în sala de lectură și am început să văd despre ce este vorba, să fac o trecere așa, și văd acolo viața mea scrisă pe o hârtie cum erau maculatoarele în copilăria noastră, adică cu o hârtie mai gălbuie și cu creionul. Și jos data și deținutul Macelariu. Cum să nu te impresioneze chestia asta? Și din 15 mai și până în 23 iunie, el a scris această autobiografie în care explică extraordinar de multe lucruri și în ceea ce privește viața lui, modul cum a evoluat în carieră, problemele care le-a întâmpinat în 23 august cu Germania, apoi cu rușii și, mă rog, toate celelalte chestiuni care... Și ce s-a întâmplat și pe la, dar sigur nu insistă foarte mult ce i s-a întâmplat lui în pușcărie. Probabil a fost ceva mai reținut, știți, adică nu, că după ce a ieșit din pușcărie, el a fost luat în supraveghere. Și există un document, o informație de asta, în care a spus că cel mai greu pentru mine a fost la Râmnicu Sărat. Și nu știau, el era considerat totuși de regim un om periculos și capabil de cine știe ce lucruri. Și atunci de-aia au stat cu ochii pe ei și i-au urmărit și sta acolo la Securitatea București, luați-l, urmăriți-l cu multă atenție pe Macelariu, vedeți cu cine se întâlnește. Se întâlnea cu câțiva din foștii, să zic, colegi de pușcărie și foștii subordonați, asta cu totul întâmplător. Pentru că la ieșire din închisoare, el a revenit în București, dar nu mai știa nimic de fata lui. Asta a fost o chestiune extraordinar de dureroasă. El a avut doi copii. Primul copil, o fată, Thais, care s-a născut în 1920, și un băiat care a murit după 2 ani, s-a născut în 1921 și după 2 ani a decedat. Și tot timpul când am început să stea de vorbă cu el, îi întreba, dar fata mea cum este, ce-i cu ea? Lasă că o să-ți spunem noi, o să vezi tu ce o să fie. Și... Deci îl amăgeau așa, deși și ea a fost anchetată și asta l-a durut când a aflat mai târziu de situația aceasta. Și... a ajuns până la urmă la fiica lui, care trăia la capătul linii 13 atunci, dar mai mergeai în militar, mai mergeai vreo jumătate de oră pe jos, pe un drum desfundat, unde reușise ea cu soțul să încropească o casă cu pământ pe jos. Dar au avut o vilă, au avut o casă superbă. Ha, da, da. Mai știu ce-i cu ea. Toate averile s-au confiscat. Da, da, da. Bun, el a avut, de exemplu, a fost și decorat cu Ordinul Mihai Viteazu și știți că primeau pământ, primeau... da, nu mai știu dacă urmașii au reușit să recupereze ceva. Pentru că din cei vreo 12 copii, unii au murit mă întorc puțin la anul nașterii lui, 1894. El s-a născut pe 10 mai 1894. Cu săptămâna premergătoare au murit 6 copii, 6 frați, 3 băieți și 3 fete.
pentru că a fost o epidemie de scarlatină foarte puternică și nu existau medicamente atunci. Și soluția care era? Venea primăria, da? Scotea toate lucrurile afară, le dădea foc și cam asta era. Ce s-a întâmplat cu casa de la... Nu cunosc, dar sigur că au fost confiscate toate. Familia s-a împrăștiat, cei care au mai rămas, 6 inși din familie. Da, el a divorțat de soție și asumă el neînțelegerile. Imediat după ce, cred că datorită faptului că a fost și marcat de situația asta, de presiunile. Păi, doamna, el a fost supus când au venit rușii cu nemții, lucrurile s-au rezolvat ceva mai bine. În sensul că s-a acceptat plecarea, ei au acceptat să părăsească portul Constanța. În momentul când au venit sovieticii și el le tot spunea că fusese numit comandant al regiunii Dobrogea în locul lui colonelului Constantin Costin Ionașcu, comandul divizia noua, divizie care trece în Muntenia, așa spre București, după aceea s-a dus în Transilvania și au venit rușii, le spunea de armistițiu. Niet, ce armistițiu, sunteți niște învinși. Mai mult, un general rus a pus pistolul pe masă și a zis, dacă nu-mi spui ce era în depozitele germane, te împușc. Așa s-a lucrat, într-o stare de stres extraordinară. De asta l-au și retras de aici, de la Constanța, pentru că rușii știau că este nevinovat, dar s-au ținut extraordinar de mult de capul lui. El a fost pus și în rândul criminalilor de război. Mai mulți generali au fost puși, însă anchetele făcute de acuzatorul public, Dumitru Săracu, un fel de procurori, se numeau atunci acuzatorii, nu a reușit să dovedească că el... A oferit probe. Exact, da, a oferit probe. A venit chiar un procuror de la Moscova și a căutat și a zis, noi știm că e nevinovat, dar e în atenția noastră. Și într-adevăr, generalul Susaicov, care era de la Comisia Aleată de Control, s-a susținut, nu, trebuie să fie arestat, trebuie să fie interogat. S-au făcut două anchete mari. Cea mai importantă a fost a doua, să zic, a generalului Mihail Lascăr, el a condus-o, pentru activitatea din 23-26, care a scos foarte clar documente cercetate, oameni chemați a discuta cu ei, că este nevinovat. Într-adevăr, a existat această neînțelegere și o spune cu mare durere și el, pentru că el a luat-o de bună și nu numai el. A spus regele Mihai că am semnat armistițiu cu țările din Coaliția Națiunilor Unite, înseamnă că așa este. În realitate nu se semnate absolut nimic. Nu a existat un act. Ăsta s-a semnat pe 12 septembrie 1944. Și în situația asta, el spunea, bine domne, am fost între Ciocan și Nicovală. Una îmi spunea guvernul de la București, alta îmi spuneau rușii. Și presiunea asta a făcut asupra lui, cererile extraordinar de mari ale rușilor, au vrut să introducă, și au și introdus ceva pe piața Constanței, rubla, au venit de la guvern în sfârșit și atunci când au văzut că ăștia se poartă foarte, foarte urât cu el, îl urau pentru succesele lui, pe mare, nu pentru altceva, față de ei. Au decis în guvern să-l retragă și, mă rog, i-a dat o funcție mai mică. Asta l-a cam supărat, a vrut să se întoarcă la Constanța, pleacă pe data de 2 septembrie 1944 și se va întoarce după 30 de ani la Constanța. Se făcea vinovat după denunțul generalului Susaicov de modul în care s-a purtat cu bateriile germane de coastă. Era, cum s-ar spune, un filogerman. A dat în zilele de 27 și 28 august 1944 germanilor hrană, combustibil și camioane să transporte proviziile. Acuzatorul public l-a întrebat de ce n-a tras în trupele germane din port. Capturarea trupelor germane trebuia realizată de trupe de uscat pe care măcelariul nu le avea. În
baza decretului 411 din 24 iulie 1964, contraamiralul este grațiat. Îi se impune să nu spună nimănui despre cei 16 ani de detenție, despre torturile îndurate. Își reface căminul destrămat. Trăiește însă dintr-un ajutor social. Timp de 7 ani depune memorii peste memorii pentru a putea fi primite drepturile de pensie. Pe parcursul anilor 1966-1967, fata lui, Thais, a suportat 4 operații de cancer care au produs o suferință nemărginită. Cum spunea contraamiralul, aceasta este cea mai mare lovitură a soartei împotriva mea. Mărturisește că trăiește foarte departe, în sensul de social și în condiții grele, la margine. Aleargă după prezent pentru a putea să-l ajungă. 6 octombrie 1966, fregata contraamiralului Măcelariu, construită în șantierul naval Mangalia, primește dreptul la apă. Contraamiralul Măcelariu să detenționeze, sau a reușit el, au fost și alții implicați. Există această controversă istorică că ar fi fost el autorul acestei sau altcineva? Nu a fost meritul exclusiv al lui. El era subordonat în ceea ce privește dispozitivul defensiv de aici din Dobrogea generalului Ionașcu, care era comandantul diviziei nouă infanterie. El comanda navele efectiv după bătaia tunurilor artileriei de coastă. Ce trecea spre interior era strict în atribuția comandamentului litoralului maritim și fluvial și, bineînțeles, a generalului Ionașcu. Deci meritul a fost comun atât al armatei de uscat cât și al contraamiralului Măcelariu. Acum, este adevărat că există documente clare de pe partea germană care atestă că amiralul Brinkmann avea ordin să, așa cum am spus, să captureze flota română și să ocupe orașul. Forțele de care dispunea el pentru a face acest lucru erau insuficiente, așa cum a raportat el. Apare o ruptură între legăturile sale cu comandamentul de la Sofia, căruia se subordona el, și mai departe cu Berlinul. El a evitat să răspundă acestui ordin cumva, s-a îmbarcat pe o navă, a cedat comanda unui subordonat și, timpul trecând, a raportat ulterior că nu poate să îndeplinească ordinul și că deja retragerea se produsese pe 25, în jurul amiezei, zile de 25 august. Ordinul era imposibil de aplicat, era o inferioritate numerică germanii și chiar și poziția lor principală de la bateria Tirpitz a fost cedată fără luptă. Ei bine, toată această colaborare, toată această încercare de a detenționa situația și de a nu supune orașul și populația unui război deschis, au fost reproșate ulterior amiralului Măcelariu. Așa este. Au fost o serie de investigații datorate și, sau mai bine spus, mai ales cauzate de insistența părții sovietice prin intermediul Comisiei Aliate de Control Sovietice, în paranteză, cum se spune, care a insistat pentru verificarea și aducerea în judecată a contraamiralului Măcelariu, pe motiv că a permis părăsirea portului Constanța fără a trage în navele germane care se retrăgeau. Cum vă spuneam, au fost mai multe investigații. Cea mai importantă, din punct de vedere militar, Comisia Lasker, condusă de generalul Lasker, a analizat toate rapoartele, inclusiv de la statul major al apărării, secția operații, de unde a reieșit foarte clar că la momentul când flota germană s-a retras, amiralul Măcelariu a procedat corect, nu avea ordin el să oprească la acel moment retragerea germană, ordinul a venit după aceea. Este drept, este și o ambiguitate în exprimarea ordinului din acele documente, însă el s-a achitat corespunzător de prevederile pe care le avea depus în aplicare în acel moment, anume de a da un ultimatum prin generalul Ionașcu germanilor să părăsească zona și sau să încerce să dezarmeze navele germane. Acel sau îi permitea lui să
să-i convingă pe germani într-o formă sau alta, cu ajutorul, cum spuneam, a generalului Ionașcu, să plece fără luptă. Asta nu i-a împiedicat însă pe sovietici să încerce în repetate rânduri, prin intervenții politice la cel mai înalt nivel, și să insiste pentru noi și noi verificări a contraamiralului Macelariu. Aici aș vrea să ne oprim un pic, fiindcă amiralul este achitat, apoi sovieticii insistă, este redeschis un nou proces. Da. Care a fost succesiunea acestor demersuri, să le zicem, juridice ale Uniunii Sovietice? Deci, strict pe linie militară, au fost trei investigații în ceea ce privește activitatea contraamiralului Macelariu. El, la un moment dat, în prima ocazie, a redactat și un memoriu care a fost supus autorităților. În cea de-a treia, aceasta cea mai importantă, a generalului Lascăr, el chiar a trimis un memoriu amiralului Petre Bărbuneanu, la acea vreme în fruntea Marinei Militare în cadrul Ministerului de Război, și care a acceptat să se facă o comisie independentă cu acest general Lascăr, un foarte important, o figură militară a Armatei Române. Și, cum vă spuneam, în ciuda insistențelor sovietice, și aici trebuie subliniat obiectivitatea membrilor comisiei, au mers strict pe analiza documentelor și a rezultat că nu este vorba despre o pactizare cu foștii aliați germani, pentru că, foarte interesant, în acele zile confuze ale începutului cooperării, să-i spunem așa, româno-sovietice, cum vă spuneam, navele germane au încercat și chiar au reușit să scufunde o navă în port, ceea ce a născut suspiciuni din partea sovieticilor, care au suspectat că marinarii români în frunte cu contraamiralul Macelariu nutreau în continuare sentimente pro-germane și au facilitat pierderea acestei nave, plus a unei nave sovietice scufundate într-un convoi sovieto-român. Și acesta a fost unul dintre motivele pentru care sovieticii au decis sau au pretextat să captureze navele noastre în septembrie 1944. În final, contraamiralul ajunge până la urmă să fie condamnat. După mai multe acțiuni de ale sale, într-adevăr, care contraveneau regimului proaspăt instalat. Da. A fost suspectat, urmărit, filat. Cred că sunt sigur că lumea are ceva informații despre acest episod. El a considerat că, în calitatea sa de ofițer al Marinei Regale, cum a declarat el, e dator să servească ordinii constituționale și monarhului și nu accepta noul regim impus după 1944. Și, într-adevăr, a fost arestat pentru întâlniri cu simpatizanți ai vechiului regim și pentru atitudine dușmănoasă contra regimului comunist. De ce era vinovat Macelariu în acest proces? Regimul comunist nu putea tolera o personalitate de acest gen, care avea o autoritate, fusese comandantul forțelor noastre navale, avea autoritate consolidată și dinainte, rolul lui era 23 august, unul eminamente pozitiv. Era de asemenea cunoscut, însă el nu era deloc confortabil cu procesul de sovietizare, de comunizare forțată a României și atunci începuse, pare, niște demersuri. Acest lucru, din punct de vedere al regimului comunist, era unul de o gravitate extremă și, ca tare, era previzibilă reprimarea acestei acțiuni, care s-a înscris în cadrele așa numitei mișcări naționale de rezistență. Și în privința acestei denumiri, sigur, este o discuție întreagă. Din punct de vedere a faptului, am sugerat că e puțin mai complicat, pentru că și amiralul Măcelariu ne-a lăsat versiuni contradictorii, cumva, din acest punct de vedere. Pentru că acum detaliile legate de proces sunt în totalitate în favoarea lui, explică și el din timp, pentru că imediat după arestare, el a fost prima dată condamnat în 1946, în procesul lotului Aldea, dar cel a fost un lot foarte mare, vreo 90 de persoane, el a fost judecat în contumacie.
Atunci e condamnat, 10 ani de detenție, 2 ani a stat după aceea ascuns și există documente de urmărire din perioada aceea, posturi de filaje care s-au făcut în tentativa aceasta de a-l identifica și a-l aresta. Arestarea s-a întâmplat în primăvara lui 48. El spune ulterior că a fost izolat și n-a luat contact, n-a cunoscut practic dovezile acuzării și așa mai departe. În orice caz, condamnarea a fost una foarte, foarte mare în procesul Mișcării Naționale de Rezistență, care a avut un lot mult mai restrâns de data aceasta, doar 12 persoane, printre care era și contramiralul Macelariu, el fiind una din cele 3 persoane, dacă bine am socotit eu, care a fost condamnată și în procesul din 46, pe care putem considera primul proces al MNR, practic Macelariu, Manu și Bujoiu. Acestea au fost cele 3 persoane. În primul proces. Da, da, da. Și care a fost condamnat în acest lot restrâns, considerat al șefilor cumva, al MLNR, și în cadrul căreia oamenilor Măcelariu apărea ca un fel de lider al unui grup de militari, în special din marină, cei cu care lucrau ei. Condamnarea, într-adevăr, a fost una extraordinar de dură, muncă silnică pe viață. Acuzările vis-a-vis de... Da, ca să revenim la întrebarea dumneavoastră, de ce se făcea vinovat, era considerat ca vinovat de participare la organizații fasciste, teroriste, anticomuniste, vinovate de răzvrătire, de trădare, de colaborare cu anglo-americanii, spionaj și așa mai departe. Sigur, acesta era limbajul folosit de autoritățile de atunci. Spuneam că mărturile lui Horia Măcelariu sunt puțin contradictorii pentru că avem într-adevăr avem memoriile lui publicate, ele au fost scrise la începutul anilor 80. Eu am rezerve față de ele dintr-un punct de vedere paradoxal, adică el își contestă practic meritele în aceste, citind-o, că nu a făcut mai nimic, nu se cunoștea cu cei despre care a fost anchetat. În general, memoriile scrise sunt în anii 80 și declară aceste acțiuni care au fost în acele epocă, anticomuniste, antisovietice, de un fel sau de altul. Și a face foarte puțin în acel context îți trebuia mult curaj și pentru asta. A face foarte mult deja te plasa într-o categorie care, de punct de vedere al posterității, ar trebui, zic eu, judecată un pic mai... În baiant. Acum, mai există și alte documente. De exemplu, am găsit un memoriu din 1957, din perioada detenției. Horia Măcelariu a fost eliberat din detenție în august 1964, în contextul grațierilor care au fost atunci. Deci, ulterior, e adevărat, a fost comutată pedeapsa lui din muncă silnică pe viață în muncă silnică 25 de ani, care oricum nu se împliniseră, dar fiind această politică de grațiere, a fost și el grațiat, dar după cum observăm, printre ultimii, august 64, deja era târziu din punct de vedere acestui proces. Deci, în acest memoriu extrem de interesant din 1957, scris în penitenciar, el practic își formula niște motive de contestare a condamnării și spune lucruri extrem de interesante, că nu este vinovat de trădare, că a făcut ce a făcut din motive patriotice și că nici nu se putea apărea. Asta este foarte interesant, nu se putea apăra în mod corect, pentru că trebuia să spună că din însărcinarea Măriei sale regele Mihai I a făcut ce a făcut, pentru că generalul Aurel Aldea era considerat trimisul regelui și prin el, sigur, discuțiile directe au fost cu Aldea și cu alți ofițeri care erau în legătură directă cu Aldea. Și atunci, consider că nu se făcea să vin cu asemenea argumente, deci nu mă puteam apăra. În memorie, cumva din potrivă, spune că am putea face afirmații la adresa regelui pentru că nu cred că nu cred că știa de această acțiune, nu i-a spus Aldea și nu s-a implicat direct. Pe de altă parte, o să spune că nu puteam folosi numele regelui pentru că el era de mult plecat din țară și atunci regimul nu mai putea să-i facă ceva rău. Succesiunea aceasta de versiuni ridică unele întrebări într-adevăr, însă documentul din 57, la care atenție nu se referă în memorie, n-am găsit nicio referire la acest memoriu, se povestește într-adevăr că în 48
făcut un apel. El, într-adevăr, a făcut apel la sentința din 2 noiembrie 1948, care a fost respins ulterior. Și ulterior, sigur, a cerut aceste, cum se spune, motivarea sentinței. Că lor s-a făcut bun, ești condamnat la muncă sinecă pe viață. Vrea să cunoască motivarea ca să poată să facă această contestație. Susține că în 1948 nu-i saltat și atunci a iscălit-o într-o manieră, această contestație, într-o manieră cumva acceptabilă și celor care le-au predat, adică reprezentanților regimului. Discuția în sine e fascinantă, dincolo de aceste neconcordanțe. Dacă vreți, în orice caz, bilanțul activității este unul pozitiv și există și documente, există fișe personale de caracterizare, cum deseori apar în dosarele deținuților politici. În cazul lui Horia Măcelar am găsit o fișă foarte interesantă, nedatată, scrisă probabil de cineva cu școala veche, m-am gândit eu, din prima, pentru că este extrem de fină și insistă în această caracterizare. Bine, pe o parte pornește de la ideea, este un caracter schimbător. Așa este o variantă depreciativă care apare în diverse forme, în multe fișe de acest gen, însă ceea ce scrie ulterior contrazice, zice, destul de evident această prezumție, dacă vreți, pentru că, spune el, își asumă răspunderea tot timpul. Bagatelizând cumva activitatea, apare și chestiunea aceasta, activitatea melenariului în sine. Atenție, deci cumva a bagateliza propriile activitate în memorii ulterior. Însă zice, și față de activitățile subordonaților lor, pentru a-i proteja, și asumă el demnitatea. Și atunci e cu atât mai interesant ce s-a întâmplat în timp și, până la urmă, nu putem intra cu tăjuri niciodată în știmentul în intimitatea actului de creație care s-a întâmplat la începutul anilor 80. El a scris trei autobiografii. Sunt cele, și aici să ajung, sunt cele scrise în detenție. Am o autobiografie foarte vastă, câte puțin peste 200 de pagini, care are și o 205 pagini pe care și mai are și un supliment de 5 pagini, dacă nu mă înșel, care sunt înseriate în dosarul lui de urmărire de după eliberare și în care reia aceste problematici. Sunt datate iulie, vara lui 1964, în penitenciarul Gherla. Dar am găsit și alte variante mai vechi. Una, mi-amintesc, din martie, tot în Dej, cred că în penitenciarul Dej era datată, și care rea, știe, că aceste poveste. Sigur, aici nu era un act liber de creație, de memoriastică a lui, face parte din tactica regimului comunist de a-i pune pe deținut să scrie și să rescrie, și se vede aici faptul că a fost rescris de mai multe ori. Până să se ajungă, așa cum dorea regimul, la versiuni foarte convenabile lui. Știm acest lucru de la mulți alți deținuți. Din păcate, trebuie spus că în cazul unora aceste manuscrise, să le numim așa, pentru că erau scrise de mână și biografia aceasta lui Horia Măcelaru este scrisă cu creion negru. Am întâlnit la mulți alții faptul că era scris cu creion negru. Așa, ca un pasionat de arhive și de documentul istoric, e păcat că au scrise în creion pentru că e mai perisabil. Că ar fi trebuit să fie scris cu stilou mai degrabă. Da, mă rog, așa se practica. Unele din aceste manuscrise au fost luate de către unii ofițeri și le-au însușit și unele apar și în zilele noastre pe aici, pe acolo. Din păcate, nu toate. Nu pot să, dacă mi-aș pune întrebarea, și ar trebui să mi-o pun, dar n-aș fi capabil să dau un răspuns. Câte asemenea documente au fost sustrase din arhiva penitenciarului sau din altă parte, nici nu pot să-mi dau seama, și pentru că nu erau convenabile. Pentru că ei și spuneau deseori în anchetă, nu are rost să te încăpățânezi, să reziști la tortură sau la ce mai facem noi, să nu recunoști. Oricum mai se recunoște exact cum o să spunem noi, probabil va fi mai târziu, dar oricum va fi, că noi nu ne grăbim și tu n-ai unde să pleci. Așa că pentru viitorime vor rămâne doar versiunea pe care ne-o dorim noi. Deci putem subînțelege, acum știm ce s-a întâmplat și cu aceste aproximativ, cu aceste biografii. A fost structurat în perioada de anchetă? Va rămâne varianta ultimă. N-am găsit așa consemnări explicite, dar acestea nici nu prea erau. Găsim de multe ori adevărat, dar de multe ori găsim din cauza faptului că și comuniștii au anchetat aceste lucruri. Nu numai în 68, și înainte. Și acolo sunt consemnate aceste lucruri, care nu erau considerate deloc în regulă.
Deci în așa perioadă, când se întâmpla așa ceva, se spunea că da, de câte ori nu v-am spus de la Ministerul de Interne că n-aveți voie să torturați, n-aveți voie să sustrageți din rațiile de hrană ale deținuților și așa mai departe. Într-adevăr, existau asemenea documente, directive, le-am găsit și noi. Nu torturați, nu faceți, nu dregeți. Practica însă era curentă, nu era întotdeauna, asta este foarte cert. Și în cazul unora dintre deținuții cunoscuți, nu s-a recurs la tortură. Inclusiv în cazul lui Pătășcanu este această discuție. Probabil că Pătășcanu nu a fost torturat. Majoritatea așa cred. Nu a fost torturat. Cum? Nu știu, adică... nu știu. N-am o părere definitivă. Am găsit și o consemnat că a fost torturat. Nu știu ce să zic. Păi da, a fost Mihalache, că a fost bătut până până a orbit. Da. Și ne povestește și Corneliu Copos, o chestie și una din cele mai dureroase mărturii. Punctul meu de vedere și unul dintre cele care te revoltă și mă țin conș de vârsta lui Mihalache, de faptul că se pare că au intrat peste el în celulă ca să-l bată. Și au fost multe orori de acest gen. Nu toată lumea a trecut prin chestiunile acestea. Asta e adevărat. Contemplându-și sufletul, reculegând gândurile, înșirând faptele sale, măcelariu Horia descoperă că a rămas un opozant al comunismului. În războiul pe mare, a fost întotdeauna în fruntea țării sale, în fruntea marinailor pe care i-a condus la moarte și la glorie. A stat 10 ani în Zarca Iudului, 5 ani în temnița de la Râmnicu Sărat, ultimii ani la Gherla și la Dej. Un regim celular pe care și l-a petrecut numai în singurătate. Mi-am început cariera armată în războiul de întregire a neamului cu gradul de locotenent și mi-am terminat-o la 50 de ani, în alt război al granițelor sfărâmate cu gradul de contraamiral. Acum, în margine de viață, nu las ficei mele decât un nume și o atitudine.